Mițând și noi la rândul nostru undeva. Parte din realizatorii acestui spectacol sunt de față, în dreapta mea, domnul Ilie Gheorghe, unul din cei mai importanți actori din România și un colaborator statornic al domnului Purcărete, fost în nenumărate producții, atât la Craiova, cât și la Limoges, în Marea Britanie, de asemenea, un actor preferat al domnului Purcărete și sunt convins că veți putea afla multe lucruri din această colaborare pe care domnia s-a avut-o cu domnul Purcărete de-a lungul vremii. Avem bucuria și cinstea de a-l avea alături de noi pe Vasile Shirley, directorul muzical al Euro Disneyland-ului, unul din colaboratorii importanți ai domnului Purcărete, un mare prieten al nostru și vreau să-i mulțumim pe această cale că își face timp să vină la Sibiu. Am făcut multe producții cu domnia sa, a creat muzică originală pentru spectacolele domnului Purcărete, dar i-a întins o mână și lui Radu Alexandru Nica pentru balul. De asemenea, este unul din marii prieteni ai actorilor. Este foarte iubit și a reușit să facă miracole cu copiii în ceea ce înseamnă educația vocii, capacitatea de a aduna energie. Atunci, Rație e un spectacol în care e folosită muzică live, e o orchestră care cântă. Domnia sa, poate îl semniți să vă povestească din periplul, începuturile sale, vorba de Mephisto. Și, în afară de asta, toate echipa să cuantific cât sunt de toți, în orice caz. Pe pagina a doua, unde e distribuția și toată echipa. Echipe cu care lucrăm special pentru ca să proiecțiilor care sunt tuturor vărut costumele în care se fac luminile. Faust integral, în paranteze, fragmente. E o muncă pe care, domnule, bine știți, am pornit această aventură toamna trecută, în altă distribuție. Am întâmpinat multe, multe greutăți pentru că a trebuit să punem la punct acea hală, să o încălzim, să-i găsim. Au fost sub această frumoasă aură a domnului Purcărete. Sunt la cel de-al 11-lea spectacol, în regia lui Silviu. Spun lui Silviu pentru că cea mai mare minune care s-a întâmplat în acești 19 ani a fost când mi-a dat voie să-i spun tu, să ne tutuim, dacă ți-amintești. Eu, cum să spun, respect atât de mult valori. Și mă face să cred, ai doamna Paracliserului, în acea catedrală în care el încearcă să-și afume pietrele ca să le lipească cu fum, să nu se dărâme, așa mă uit eu în catedrala aceasta de peste 120 de roluri, catedrala asta în care am băgat atâtea festivaluri internaționale, atâtea premii pe care le-am obținut în anii ăștia peste 30, să mă uit că am început să o sudez cu fumul rugăciunilor mele, cu strădania, cu osârbia, cu arderile mele, încât încep să mă bucur că toată credința mea, eu am fost învățător de meserie și credința mea era că o funcție mai înaltă decât cea de învățător nu există pe lume. Și atunci când am plecat să fac teatru, îmi reproșam că am trădat această credință, acest motto al sufletului meu, că nimeni sub soare nu este mai important decât învățător. Dar ce s-a întâmplat în cei 40 de ani de teatru, sub această minunată cupolă care se
de rază de către zeița Tali. Mă scuz acum în fața reproșurilor ce mi le-am făcut și afin cu credință că n-am făcut rău, că m-am mutat dintr-o sală de clasă mai mică, cu 20 de elevi, într-o sală de clasă mai mare. Sigur, dacă sunt întrebări, răspund. Și dacă pot să vă răspund. Domnul Șirle. Bună ziua tuturor. Vreau să vă spun doar că și eu aș aștepta o întrebare, dacă există o întrebare altceva. Veniți să vedeți, veniți să ascultați, veniți să vă împărtășiți din ceea ce se întâmplă acolo. Despre, este o invitație să-i vedeți pe toți cei care au contribuit la acest pedagog, cei care sunt văzuți și cei care nu sunt văzuți, pentru că în spate este o întreagă armată de nevăzuți care lucrează extraordinar de bine. Așa că nu fac decât să vă invit acolo joi seara, vineri, sâmbătă, mă rog, când aveți timp și după amiezele să vedeți spațiul. Așa că aștept și eu orice întrebare. Dacă vreți, puteți să-și le fluierați, că am să le decriptez imediat. O să vă dau un răspuns prin vorbe. Doru? Da. Nu știu ce să spun, dacă s-a vorbit așa de frumos înainte. Eu sunt puțin nepregătit. Poate două vorbe. Pentru mine este prima colaborare cu domnul Curcărete și o datorez lui Vasile Șirli. Și este o experiență extraordinară. Eu am fost puțin mai îndrăzneț încă de la primele întâlniri. Mi-am propus domnului Curcărete să vorbim cu tu. Însă acum, după ce am văzut, am văzut primul șnur, am mari probleme să continui în acest fel și să spun la voastră. Sunt foarte marcate ce am văzut. Am repetat separat cu orchestra și de curând ne-am pus împreună cu restul ansamblului. E cupleșitor. Sunt foarte mulțumit, fericit că sunt în acest grup. Binevenit! Și în rest, de asemenea, ca domnul Șirli, așteptăm altă întrebări. Ce ar trebui menționat este, de fapt, gândul că tot ce se întâmplă aici se întâmplă sub zodia prieteniei. Pot să antrenez copiii, pot să găsesc formula prin care să-i aduc pe actori acolo unde trebuie. Dar trebuie un om care să lucreze și eu cred că numai Doru de la Stockholm. Haide. Să zic că sunt alte drumuri. De fiecare dată, vedeți, apar cheltuielile care de multe ori nu le-ai prevăzute. Din cauza asta trebuie să-ți cauți mulți parteneri. Tareta. Vă invitor să vedeți. Au văzut și în Furtuna, în Ardia 7 a Ariei. Deci, Furtuna, de o cază, poate și să pentru că dorim să-l păstrăm măcar până la festivalul de anul viitor. E această seară întâi, apoi la începutul lunii noiembrie, Festivalul Național de Teatru se va deschide la Sibiu, iată, pentru prima dată. Bucureștiul vine la Sibiu ca să deschidă Festivalul Național de Teatru cu Faust aici. Salutăm și pe domnul Herbus Stürmer, extraordinară, pe care am demisat-o în 15 la Casa de Cultura Sindicatelor. Sunt foarte multe imagini din spectacolele din 10 ani, de asemenea mărturii din alte spectacole, alți maestri care i-au marcat existența de-a lungul. De cultură, în tot Ruhrgebietul, în Germania, sunt câteva locuri care sunt celebre deja, în care s-au transformat foste fabrici, industria părăsită din cauza dezvoltării economice și au devenit adevărate muzee industriale și în același timp centre culturale. Dar subvenția și investițiile și infrastructura care s-au făcut pentru aceste săli în Germania, de exemplu, sunt enorme și
dacă vi se pare suma mare care a fost cheltuită aici la hală, să știți că este nimica față de ceea ce, de fapt, solicita un proiect de asemenea învergură. De asta am spus și că, de fapt, noi am făcut ceva posibil, ceea ce părea imposibil. Sigur, pentru mine a fost provocarea cea mai, din punct de vedere, asta din punct de vedere economic și tehnic. Acum, din punct de vedere artistic, pentru mine era o, o triplă provocare. Pentru că e prima dată când trebuie să creezi un spațiu, trebuie să creezi un teatru. În teatru, o scenografie, în această scenografie, un fel de instalație, galerie. Deci sunt trei lucruri care deodată se adună într-un, ceea ce este și o provocare foarte frumoasă și o posibilitate de a împlini o parte din visurile mele artistice, dintre care una din ele era să combin scenografia cu arta plastică de galerie, cum s-ar spune. Și asta într-un asemenea spațiu, bineînțeles că teoretic este posibilă. O să vedeți dacă o să veniți la teatru, că e mai mult decât un decor, mult mai mult decât un decor. În același timp a fost și provocarea față de text, față de imaginația lui Silviu Purcărete, de a găsi soluții pentru atât pentru un spațiu convențional, cât și pentru un spațiu neconvențional. Deci este un mecanism întreg care dintr-o cameră de clasă de liceu se transformă într-o lume halucinantă, în același spațiu, în același loc. Și cum s-a născut ideea este una din cele mai, cred că cel mai frumos exemplu de colaborare perfect, atunci când după un timp te întreabă cineva, dar cui a fost ideea să fie spațiul acesta așa sau așa, a fost a ta sau a fost a regizorului? Și tu stai și te gândești și zici, nu mai știu. Pentru că eu știu că eu vin cu niște propuneri de machete, de obicei, cu imaginațiile noastre, ce-mi imaginez eu, ce-și imaginează Silviu. De data asta a fost așa că a găsit un colț din macheta mea care a zis, opa, asta mă amintește de liceul meu. Băi, asta e. Ar trebui să facem decorul într-o școală părăsită. Deci, mi se pare un exemplu de școală, de cum se spune, la noi, colaborarea cu diversele imagini pe care se confruntă între ele și se fructifică. Că te v-am spus mult. Este un spectacol bazat pe traducerea lui Augustin Doinaș după Faust de Goethe. Este un scenariu care folosește exclusiv această traducere. Rolul lui Goethe este cel de a fi scris inițial această operă bazată pe un vechi mit și a fi dat întâi și întâi prilejul traducătorului să traducă. Și apoi nouă să încercăm să creăm acest spectacol inspirat, deci această inspirat din acesta fi rolul. Am o mică completare la asta, doar ca ce spunea domnul Silviu Purcărete, că toate cântecele sunt scrise pe traducerile domnului Augustin Doinaș și unele sunt chiar din original, din Goethe, pur. Nici o virgulă nu este schimbată, nici o silabă, doar dacă am făcut vreo greșeală de ortografie, pentru că n-am știut să scriu eu bine. Dar ele sunt din textul original. Asta a circulat o mică confuzie, așa, prin neimportantă, sigur, dar dacă e cazul să o clarificăm.
Apropo de acest spectacol care ar fi reprezentat Faust integral, versiunea integrală a lui Goethe. Textul lui Goethe nu este o piesă de teatru. Textul lui Goethe este un mare poem dramatic care e compus din nu știu câte 10, 12.000 de versuri, chiar mai mult, a cărui lectură rapidă ar însemna vreo 22-23 de ore. Relativ recent, acum câțiva ani, în Germania a fost făcut de Peter Stein o versiune quasi integrală, pentru că se pare că și acolo există niște tăieturi. Și spectacolul dura vreo 19 ore. Mai acum, noi, poate? La Hanovra, la... Da, da, da.